Again, protagoniștii în platoul de la Neața, așa cum v-am promis și am anunțat chiar și în promo, în ordinea numelor de pe tricouri, Cosmin Nathan Ticu, de profesie jurat la Antena 1, cine ar fi crezut, Doamne ferește, ce s-au schimbat vremurile. Raul Gheba, un tip cu foarte mult umor, așa spun prietenii și familia. Bogdan Mălăele, un tip nemaipomenit, cu niște povestiri senzaționale despre tatăl lui. Și Edi Rădoiu n-a mai prins lotul. N-a mai prins locul. N-a mai prins locul. Tot la intrare? Tot la intrare. Da. Tu ai povestea clasică, nu? O ținem un joc de grezne. Băi, n-avem bani să plătim canapeaua. Ridică-te. N-avem bani de canapea. Te rog eu mult de tot. Știi că nu e întâmplătoare asta. Noi avem un pariu cu Edi. Zicem? Trebuie să zicem. Da, hai să zicem. Deci, noi, Edi face deschiderea la show-ul nostru de la Sala Palatului și ne-am stabilit prima oară când am anunțat că în funcție de câte kilograme va slăbi până la sala Palatului, atâtea minute stă pe scenă. Da. Wow, acum, cât de tare! Și hai să spunem, avea 113, după o lună l-am cântărit, avea 115. Deci o să mai dai el două. Bună, salut! Cred că nici atât nu s-a putut. Și ne pare rău că nu-i și Andrei Ciobanu, care și el este pe afiș. Acum nu știu dacă chiar o să vină. Întrebarea e de ce? Noi am luat așa, aveam niciun cerc cu mai mulți stand-up și aruncam cu săgeata. Și la cine se nimerea, la urma să facă parte. Nu mai mințin, nu e. Am făcut astrogramă și am văzut compatibilitatea. Și în funcție nimic, de... Nu, el fiind leu, nu mergea în dinamica asta. Dacă aveam deja o zodie de pământ, nu se mai putea. Întrebare din regie, sunteți rude cu culegerea? Da, eu sunt mama lui Gheba. L-am învățat toată matematica. Dar cum e să... Că dumneata, cred că ai fost singurul care nu te-ai răzbunat pe cartea aia. Tu-ți dai seama că de prima oară când am ajuns la liceu, la matematică, a fost Gheba, te rog, trece aici. Ca apoi să-l dezamăgesc profund, bă, de absolut orice profesor de matematică. Bogdan, 26 mai. Întrebarea da. Este, ce faceți cu atâția bani, tată, când se pare? Băi, plătim sala Palatului. Asta noi, facem Barbu Văcărescu. Noi terminăm toată lucrarea de pe Barbu Văcărescu, că am făcut 60 de minute până aici. Întreabă-ne după Sala Palatului, că să mai întrebi dacă mai avem banii. Că noi... Chiar urmează ceva după Sala Palatului, adică un turneu național în formula asta? Să numărăm banii. Ca după nuntă să... Noi, dacă nu vom fi prea dezamăgiți și nu ne vom lăsa de stand-up după Sala Palatului, probabil că o să plecăm și în țară, dar... Și în afara țării. Și în afară. Și pe planetă, în aveți general. Experiența asta cu diaspora? Ați fost des în diverse formule. La ce se râde mai tare acolo? La glume? Astea politice merg? Nu. Nu prea facem noi glume politice, ce-i drept, dar frică, lucruri din astea în care ei încă se regăsesc, că încă ăla nu e rău, că traficul, că sărăcie, că n-avem apă caldă, că... Adică oamenii... Dar ce e ciudat că au publicul acum. Din diaspora este cel mai bun public de stand-up. Adevărat. Așa am auzit este și eu. Ciudat, dar... Ați făcut vreo gafă pe undeva, ceva? Depinde ce... Pe afară, așa, nu știu. Ce înseamnă gafă? Nu. Un fel, nu știu. Nu, suntem cuminți că vrem să ne întoarcem întregi în țară. Aha, deci acolo sunteți... Asta care nu e tipic, știi, afară respecti toate regulile, aici e mai greu, știi? Trafic. Dar acolo suntem cuminți, salutam regina, mă rog, acum regele. Da. Și cam atâta, nu, Edi, nu. Ești bine, tata? Se reface. E pe recuperare. Și cald aici la voi, nu știu. Spuneam că ai povestea clasică de stand-up comedian, nu? Adică erai la Comics, nu? Eram la Comics, ospătar, acum la intrare. Și acum am început să fac doar. Și l-au mutat ușor-ușor spre scenă. Ușor. Trebuie să mai spun. Era prin TVS, după aia... Nu l-au mutat, a început să se îngrașe și de când la scenă, când la intrare. Da, știi că dacă unii îngrașe să-și pagă când îl văd așa. Da. Trebuie să spunem și asta, că e finalist Ai Umor, cu mari șanse de a câștiga sezonul 13 Ai Umor. Și a promis că dacă câștigă, va plăti el Sala Palatului, aici în față cu toată lumea. Ce vă ține în verba așa? Care sunt lucrurile care vă țin? Păi, în general, reacțiile oamenilor și faptul că vin la show-uri și că se distrează te face să ai un drive mai bun, să vrei să faci mai mult și să nu dezamăgești. O să povestim
O să povestim și dacă partea asta de politically correct o să distrugă cândva stand-up-ul și a comedia. E o discuție mult prea serioasă și ei nu mai pot să stea mult colțul de canapea. O să jucăm cu ei un exercițiu de improvizație. Practic, mașina deschis la improvizat sau dulapul, îi spunem noi, de ceva timp. Se creionează personajele, mă ajută și Bucălaie și ne ajută și Adina cu informații despre Zodi. Căci noi, după cum ați auzit, facem sala Palatului pe 26 mai în funcție de compatibilitățile celor de pe scenă. De aia nu-i cioban aici. Adina, orarul 26 mai, let's make sala Palatului great again. E o combinație interesantă de oameni. De văzut. De merită, garantez pentru ei. Serios? Serios, dar nu asta mai văzut. De la ceilalți? Ba da, suntem de la ceilalți, da. Dacă le merge bine altora, ne merge bine și nouă. Băi, cât v-a luat să vă prindeți de lucrul ăsta? Încă nu, cât dar am zis-o așa că suntem la televizor. O să facem în felul următor un exercițiu de improvizație. Cei care fac stand-up de obicei fac și exercițiul ăsta de improvizație în fața spectatorilor. Noi îi spunem dulapul pentru că în dulapul pe care îl avem pregătit se află niște costume. De câte ori cineva intră în dulap îmbrăcând un costum, trebuie să găsească o justificare pentru costumul respectiv. În texte nu e așa. Îi avem pregătiți pe următorii. Domnul Bogdan Mălele, să veniți, vă rog, să vă luați două, trei, poate patru hârtiuțe pe care o să găsiți un mesaj. Nu, vreau să nu le citiți, să le băgați în buzunar. Trei, patru. Luați și pentru domnul Gheba încă vreo patru, ca să aveți acolo. Luați și pentru domnul Edi două. Unul e suficient. Și restul să le ia Cosmina Tanticu în buzunar. Acolo sunt niște replici din filme celebre sau poate versuri de prin cântece piese, pe poezii. Care le cunoaștem. E un exercițiu de improvizație ca o mică scenetă. Ramona ne ajută, ea este soția, să îi spunem dansatoare la Cici Ricci. Dansatoare la Cici Ricci, un night din Abrud, căci am hotărât că acolo să se întâmple acțiunea în Abrud. De la Bucești la Ciuruleasa, în drumul ăsta, el este, ce să-i dăm lui Natanticu să fie? Natanticu e ceva veterinar. Tehnician veterinar. Dar acum lucrează pe criptomonede, nu? da, acum e investitor în criptomonede. Avem un cumnat, un soț încornorat, nu? Și Edi. Edi, tu stai că la un moment dat o să vină și rândul tău. Deci, avem Abrud, da? Da, suntem în Abrud. Abrud, trei camere de comandat? Da. Trei camere de... Era, să o luăm cu început. Da. Îi se strânsese oțeală. Nu. Era o seară liniștită în Abrud. Părea că nimic nu o să strice liniștea orașului, care de mult nu mai întâlnise un incident. Da. Deasupra apartamentului cu trei camere stătea doamna Violeta, care tocmai ce inundase pe actorii noștri principali. A, da, corect, corect. Inundația trebuie să fie de sus în jos și nu de jos în sus, că asta ne-am gândit. Cel care venise în vizită la Ramona Dansatoria de la Cici Ricci, dădea cu... mopul mai mult în agale decât... Dar mișcă-te mă odată! Ți-am zis că vreau penthouse în sus, ai vrut la parter. El nu lăsă să termine. Mai tași din gură că îl înțeleg și pe ăla de ce pleacă de acasă. Și acoperi buzele cu un sărut. Sărutatea și pe buze. Era o sărutat în ureche. Era o poveste clasică de dragoste. Era clar că el făcea orice ca să o impresioneze. Venise cu gânduri mari în seara asta, voia să-i ceară mâna. Știi ce m-am gândit? Ce? Ne știm de atâta timp și... Mi-ai dat să citesc toate pânzele sus ca să mă salvez de aici? Și m-am gândit așa, toate diamantele le cumpăr pentru tine. Le cumpăr că meriți toată dragostea. Mi-o simți? Ai putea mai cu talent, dacă se poate? Ți-ai pus în genunchi? Toate diamantele... În felul, în fața ei și cântă toate diamantele, dar în maghiar. Șuveta recta electric, efecte tehnice electric, licușele telexec, elecoloși varoștec. Pe dansatoarea noastră de la Cici Ricci, maghiara o dădea pe spate. Era uimită, nu chiar atât de uimită, era mai puțin uimită, pentru că știa că el vorbește foarte multe limbi. Începu să-și facă exercițiile de dimineață. 20 de flotări, 30 de genuflexiuni. Ia sau el? Yeah. Ia! Ia! Cu prost el și uite cum s-a apucat. Ia uite ce fac pentru tine. Pe lângă diamante, ia uite ce de flotări. Și pe o și parte... dintr-o dată într-o mână. Când deodată se auzi o bătaie în ușă, semn că soțul dansatoarei de la Cici Ricci... Venea mai devreme acasă. Bătaia probabil... suna ca o sonerie. Unde mă bagi? Unde mă bagi? Iar el se băcă
Unde? Neapărat în dulap. În dulap! Își lua versurile cu el. Ea despletită se aruncă din nou pe canapea. Ca și cum nimic și nu cum era nimic neobișnuit. Și atunci intră întâmplat în sufragerie el. Adevăratul soț. El a sunat și după aia a intrat. El, bing bang. Bună, iubito! Hei, bună, ai ajuns! Ce ai făcut astăzi toată ziua? Am făcut curățenie, pentru că ne-am inundat. Cu două mopuri ai făcut curățenie? Nebuna asta de sus, da, pentru că nu, e foarte multă apă. Și când n-am mai răzbit, m-am apucat să citesc toate punzele sus. Am zis că poate mă simt ca în largul mării, Bogdan, și va trebui... Bogdan era salvamar la Zlatna. Dragule! Când, când... Eu am salvat astăzi patru... negri. N-ai voie să... Și de ce nu i-ai adus? Patru urși, a salvat de la Slatna. Și deodată, negri. Bogdan spuse, două puncte. Ce vreau să spun este, în drumul meu mă tot gândeam la tine și la bani. Mă gândeam la tine și la bani. La tine și la bani. Bani, bani. Și de aici ne mă gândeam la tine și la bani, am înțeles. La bani. Natanticu, veterinarul, tehnicianul veterinar, ieși din dulap să mai îmbuneze situația. Uimit, Bogdan Salvamarul întrebă, două puncte. Ce? Cum se face? E de toate de la soarele, toate harfele, 24 de carate au inelele mele. Toate soarele, toate harfele, 24 de carate au inelele mele. Tehnicianul răspunse, două puncte. Nu e ceea ce pare. Chiar dacă ești moldovean, ardelean sau oltean, suntem made în România. Deodată da, dumla, dumla, da. Da, dumla, dumla, da. Dragă, dumla, dumla, da, da, made în România. Dintr-o dată cumnatul intră Val Vârtej. Ce faceți aici? Și spuse nu, nu, cumnatul intră șchiopătând de un picior în cameră, dintr-o dată. Ce faceți aici? Nu, cumnatul intră ca trupele de comandă, rostogolindu-se în cameră. Ce faceți aici? Nu, 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 cumnatul dintr-o dată intră rostogolindu-se făcând două flotări în cameră. Ce faceți aici? Nu, nu, nu e bine. Cumnatul ieși și intră și cu copilul de mână, rostogolindu-se amândoi. Ziseră. Trăiește, este viu. Da, e viu, că e soțul copilul, uitându-se la ei, zise două puncte. Aram-sam-sam, guli-guli-guli-guli-guli, se uită toți mogulii la tine cum dansezi. Aram-sam-sam, aram-sam-sam, guli. Răpusă de emoții, Ramona, dansatoarea de la Cici Ricci, căzu pe spate spre stupefacția cumnatului, care mai făcu o tumbă în fața... Ce tumbă! Și zise... Oglindă, oglinjoară, cine este cea mai frumoasă din țară? Eu, mulțumesc. Bineînțeles, tehnicianul veterinar îi dă du din replicile ei, iar Ramona de la dansatoare la Cici Ricci zise: decât să plângi la București, nu mai bine plângi tu la Dubai? Ba da, hai la Dubai, eu ce dracu răspunse. De ce mă minți? De ce mă minți? Eu știu că nu-i ceea ce simți. Inima ta doar pe mine mă vrea. Tehnicianul veterinar intră din nou în dulap. Stați așa că intru în dulap. Și va ieși cu un costum în ceva momente, în care soțul încornorat zise două puncte. Forța fie cu tine. Da, așa e, dragule. Dintr-o dată Edi, copilul, își dă seama că amorul pentru Bogdan nu mai poate fi stăvilit nici măcar de poziția lui de fiu al cumnatului său. Nu! Îl luă în brațe, îl sărută și zise: după ce se gândi bine, spuse două puncte. Două puncte. Mâna întinsă care nu spune o poveste. Nu primește pomană. Din dulap ieși tehnicianul veterinar, care din... Stați! Am și eu ceva de zis. Care zise? Zise în sfârșit. Mamă, la cât am de zis. Cava, ce mi-a căzut pe podea. Ia uite-te tu, Ramona. Un teanc cât o cărămidă și s-a crăpat gresia.
Formaj, s-a făcut un reportaj că am luat bani dintr-o cântare de-am umplut un porbagaj. Furculision când cobor din avion, scot un teanc din pantalon ca să cânt la acordeon. Nu era nevoie de mai multe cuvinte încât Ramona se îndrăgostească forever de el, veterinarul cu care rămase pentru tot restul vieții. Finalul poveștii pe 26 mai la Sala Palatului. Let's make Sala Palatului great again! Publicitate ne întoarce. Florin, pardon. Înainte de pauză.